Bună dimineața! Bine ați venit la mine în bucătărie. Astăzi am făcut niște sandvișuri aperitiv cu muș țigănesc, care e foarte gustos. I-am dat și luciului să guste. Am uns pătrățelele de pâine toast cu puțină margarină și după aceea am tăiat și feliile de muș țigănesc și am pus câte o bucățică pe fiecare bucățică de pâine. Apoi am fixat totul cu măsline și cu scovitori. Acum o să-l chem pe Ciulică, deși lui am dat niște mușchi când am pregătit aceste sandvișuri, îl chem să mâncăm împreună. Ciulică! Ciulică! Hai că dau sandviș! Hai vin aici! Lui nu-i dau sandviș cu măslină, că nu servește. Poftiți, vă rog, mâncați cu tot cu pâine. Am mâncat? Văd că am mâncat cu tot cu pâine. A început să fie șmecherăi. Mănâncă numai ce e pe pâine. Ciudică, îi plac foarte mult aceste sandvișuri, după cum ați văzut. Da? A fost bun? Până mai facem noi niște clătite. Am făcut aluatul de ieri. Așa luăm noi micul dejun în fiecare zi, doar cu mici excepții, când eu mănânc ceva care lui nu-i place. Da? Bun? Bun? Mai cumpărăm muș din ăsta, da? Azi vrei să-mi dai la bani? Mai mă gândesc. Bine. Ție nu ți-am dat cu măsline.
Că știu că nu-ți plac. Ar ce bem, ne sau cafea? Bem apă, bem apă. Bine. A fost bun? Da? Bun, bun. Mi-a plăcut. Mă bucur. Bravo.